Înainte de a le vedea pe Vianu Mureșan, avem o replică. Am promis că o să facem și dialog și acum aștept pe dumneavoastră, imediat. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus despre acest binom, teologia bucuriei și teologia libertății și a curajului. Mă rog, tema libertății apare tematizată în scrisorile către Iărunca și e titlul dat de George Ardelean, în tezei lui de doctorat. Mi se pare foarte interesant de spus că acest jurnal face, de fapt, o serie cu alte jurnale din literatura română, care nu sunt și din literatura universală. A fost comparat de diversi critici literari cu jurnalul lui C.S. Lewis, Surprised by Joy, care este jurnalul unei convertiri, dar la C.S. Lewis lucrurile stau, mă rog, el era ateu și a devenit un fervent anglican și un propagandist, un eseist foarte important pe teme religioase în cadrul protestantismului. În sală este una din studentele noastre de la Litere care face o teză de licență, nu? Parcă așa, despre o paralelă între jurnalul părintelui Anania și jurnalul lui Steinhardt, o teză foarte interesantă, care sper să fiu și eu în comisie să o văd, să o citesc. De asemenea, la început ați vorbit puțin despre paralela asta care se poate face între Ide Sârbu, jurnalul unui jurnalist fără jurnal, cum se numește, și jurnalul Fericirii. Și apropo de tema curajului, cei doi au, mă rog, biografii similare sau până la un punct, pentru că și de Sârbu pus să toarne la securitate pe Blaga maestrului spiritual pentru un așa zis incest pe care Blaga l-ar fi comis cu Dorli Blaga, a refuzat și discutând cu tatălui care era vagonetar în mină, i-a spus: tată, ce să fac? Și taicăsul i-a spus: du-te la pușcărie, nu poți să faci o asemenea enormitate. La fel, tatălui Steinhardt, care fusese de fapt coleg cu Einstein la facultate și care era un inginer deosebit și un om de spirit foarte interesant, i-a spus: nu fii un evreu căpăcios, nu ai să poți niciodată să storni colegii sau prietenii sau pe Pilat, vinul Pilat, în care era chiar rudă cu el, era văr de gradul 2, familia, sau mă rog, era cu familia Pilat. Și vina lui fundamentală era de fapt că se rutea cu brătieni. De fapt, asta era problema lui fundamentală și faptul că era evreu și a refuzat să-și doarme colegii. Arată de fapt curajul lui de a nu fi pus în situația asta de a turna, de a deveni informator. Într-un proiect de cercetare la CNSAS am citit dosarul lui Stein, care are aproape 10.000 de pagini, vorbeați de crucea pe care a dus-o în spate, a avut mii de informatori. Deci, probabil că toți cei care l-au cunoscut informau securitatea. Manuscrisul acestui jurnal, varianta de la Rohia, există în Arhiva Securității, de acolo a fost recuperat cartea roșie a jurnalului, iar în situațiile astea de urmărire existau diverse posturi, mașini, mă rog, camere ascunse, în care Steinhardt se uita chiar un obiectiv, deci privea în față ofițerul de securitate, pentru că la un moment dat ajunsese să-i cunoască domnul profesor Ardelean, care e pasionat de tema asta, și a făcut un xerox cu toate foile de acolo, deci a dat o grămadă de bani propriu-zis pentru tot jurnalul ăsta. Ce zic eu, ca și la noi, ca Eliade și restul dosarelor de securitate pe care le-am citit, se salvează viața lui cotidiană. Nu? Faptul că informatorii raportau că și-a cumpărat iaurt, că are gazeta Sport în mână, că e un tip foarte inteligent și plăcut. Deci, la un moment dat, ajunseseră chiar să-i dea referințe pozitive cei care îl turnau. Și se recunoaște, de fapt, paleologul și ceilalți sunt... Cred că ar trebui să înțelegem următorul lucru, că spre deosebire de alte convertiri, adesea înțeleg să încercăm așa, pe cât posibil, să înțelegem ce înseamnă o zi de pușcărie.
încerca să înțelegem acest lucru, ne-am dat seama de caracterul teribil al existenței acolo. Sunt texte în această literatură a memorialisticii și a memorialisticii din pușcărie, extrem de dacă vreți, de grave, de crude, în a descrie, și bine că există astfel de texte, pentru că acolo este descrisă existența, acest tip de existență. Părere Steinhardt, și aici este deosebit de blând cu noi și cu tot ceea ce a trăit, pentru că nu ne dă imaginea teribilă a ceea ce înseamnă o zi acolo. Și vă dați seama că unii au trăit 4, 5 ani, 8, 10, 13, 14 ani într-o astfel de bolci. Ce imposibil, dacă nu o să intru în niciun caz în o astfel de descriere, cu zirământul Mântului Sorbian, dar mulți descriu impactul și al, mă rog, luminii, întunericului și al umbrelor în care oamenii parcă nu mai sunt oameni, dar teribilul impact al mirosului unei astfel de celule. Da? Dați seama ce îngrozitor e să ai experiența aceasta și ce forță teribilă au găsit oamenii aceștia în credință pentru a ieși nu numai vii și nevătămați de acolo, dar și alți oameni salvați, capabili să privească întreaga noastră umanitate într-un unghi și pe o treaptă mai mare.